Schimbăm registrul, este ziua în care au loc audierile pentru cele mai bănoase funcții din România. Se împar sinecurile de la Banca Națională a României, iar partidele de la putere și-au pregătit atent candidații pentru Consiliul de Administrație al BNR. Bineînțeles că rămâne guvernator Muguri Sărescu, însă la nivelul imediat sub el apar multe nume noi și controversate. Printre ele, Roberta Anastase, propusă de PNL, sau Aura Sokol de la PSD, nimeni alta decât soția celui care face meditații la economie, cu Marcel Ciolacu. Cristian Sokol, unul dintre autorii programului de guvernare al Partidului Social Democrat din epoca Dragnea și considerat unul dintre ideologii partidului în privința politicilor economice. Discutăm în cele ce urmează cu Bogdan Glăvan, analist economic, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule profesor. Bună dimineața! Astăzi, așadar, încep audierile în Parlament, în Comisia de Buget Finanțe și ne uităm la aceste nume noi care apar pe lista celor care vor putea ocupa un loc în posturile de CA ale BNR. Cum vi se par aceste propuneri? În persoana, de exemplu, a Robertei Anastase, să începem cu aceasta, a fost Miss România. Ne-am aștepta ca la BNR, care în general a fost o instituție ce s-a remarcat prin un nivel de competență mai ridicat decât alte agenții guvernamentale sau instituții publice. Deci ne-am aștepta ca selecția să aibă o bază meritocratică. Da? Ori ce vedem în cazul Robertei Anastase este ce nu mai vedem nicăieri în lume, poate în Congo, dar în Europa nu. Vedem o persoană care nu are nicio tangență cu domeniul financiar bancar. Trebuie să precizăm că ne-am uitat pe CV-ul domniei sale, nu arată nicăieri studii de specialitate acest CV. Exact. Nu are cum să decidă politica monetară. Deci nu are cum. Cum va vota doamna Anastase când se va pune problema modificării rezervelor minime obligatorii? Cum va vota? Cum va vota când se va pune problema unor intervenții pe piața valutară? Dacă nu știe nimic, niciun concept, niciun instrument. Deci este imposibil ca cineva să ia decizii în necunoștință de cauză. Da? Că așa punem o maimuță acolo, să dea aleator la butoane, să ridice aleator mâna, să voteze așa, că obținem același rezultat. În Statele Unite, majoritatea membrilor Consiliului Băncii Centrale sunt profesori de economie, finanțe și oricum toți au o vastă experiență în domeniul financiar bancar. Dar iată că România e departe de lumea civilizată când vine vorba de aceste numiri. Apropo, statul însuși, guvernul însuși, când decide să numească directori la companii de stat, la agenții, da? Are niște criterii, spui, cere, domne, să ai experiență, să ai nu știu ce. Uite că la BNR, culmea, deci da, templul competenței statului român, e numită o persoană care n-are nicio treabă. Ca să nu facem discriminări, pentru că Roberta Anastase este propusă de Partidul Național Liberal, ne uităm și la propunerea venită din partea Partidului Social Democrat, în persoana doamnei Aura Sokol. Știm că este soția celui care face meditații cu Marcel Ciolacu la economie. Cum se explică această propunere? Aici avem de-a face cu persoane care au ocupat, bine, sunt de specialitate, da, doamna Sokol este profesor, au ocupat o lungă perioadă de timp funcții în statul român. Aici problema, după părerea mea, se pune ușor diferit. În sensul că nu putem să negăm cunoașterea, da, domeniului în care activează, dar putem să punem alte întrebări. Anume, până acum a fost la ASF. Da? Ce s-a întâmplat? Cum a performat? Da? Ce performanțe a avut ASF? Cât timp doamna Sokol a fost în conducerea lui? Pentru că noi știm de acele tunuri de miliarde de euro, da, cu ocazia falimentelor industriei de asigurări, da, în toți acești ani. Deci întrebarea care se pune este, până la urmă, ok, haideți că avem niște criterii minimale îndeplinite, dar haideți să ne uităm și la ce lasă în urmă, da? Doamna Sokol, de acolo de unde vine. Deci cu ce se laudă până la urmă? Ce poate aduce ea în plus la Banca Națională?
Bun. Și dar vreau să vă mai spun ceva, fiindcă subiectul discuției este Banca Națională. Ceva poate și mai important. Vedeți, vor fi numiți în continuare și guvernator la BNR persoane care s-au opus aderării României la euro. Și nu are sens să ne ascundem după degete. Că așa, retoric, îi dăm înainte, că aderăm la euro și nu știu ce. Aceste persoane s-au opus. Când România îndeprimea criteriile, până 2014-2015, s-au opus. Când Bulgaria, în urmă cu două decenii, adopta Consiliul Monetar, care a dus la disciplinarea finanțelor publice, aceste persoane spuneau, nu se poate, domne, să facem în România așa ceva, pentru că nouă ne trebuie independență, trebuie să fim flexibili. Ei, iată unde a dus libertatea asta a statului. A dus la deficitele cronice pe care le avem astăzi. Deci faptul că noi nu suntem în zona euro trebuie imputat cui? Între altele, conducerii BNR, care este de 30 și ceva de ani. De fapt, este o conducere care vine din timpul comunismului, ca să zic așa. Ori mi se pare foarte straniu că într-o instituție, în capitalism, la 34 de ani de la Revoluția Română, avem în continuare persoane educate și care au lucrat și care au dus mai departe, de fapt, niște practici din timpul comunismului. Domnule profesor, ca să înțelegem, în opinia dumneavoastră, cum funcționează aceste numiri? Vedem că, până la urmă, vorbim despre niște sinecuri. Păi, oarecum da, n-ar trebui să fie așa. Nu cred că toți membrii din board sunt acolo din dorința de a câștiga niște bani sau de a... Sunt și persoane competente și oneste, cu un grad de... Și în felul acesta credeți că se creează un echilibru? Și atunci e scuzabil? Știți cum este? Dacă punem un strop de mizerie într-un butoi cu vin, ăla nu mai e butoi cu vin. Deci asta este limpede, da? Dar e la fel de limpede și faptul că multe funcții din statul român se ocupă pe criterii politice, înțeleg pe criterii politice, fiindcă trebuie ca de-aia votăm, de-aia mergem la vot, ca să numim pe cineva care să conducă țara, adică politica fiscală, politica monetară, deci e firesc să fie pe criterii politice în principal, dar ar trebui să fie persoane competente care au demonstrat, de exemplu, nu știu, că pot conduce o instituție, că au rezultate, că pot face economii bugetare dacă au funcționat în sectorul bugetar, da? Că sunt recunoscute pe plan internațional. Deci trebuie niște criterii care trebuie îndeplinite înainte de a se pronunța aceste numiri. Dacă aceste criterii nu sunt îndeplinite, atunci înseamnă că scopul este foarte simplu. Am vrut să mai creăm încă o, cum spunea domnul Isărescu, o rentă viageră. Da, fiindcă chiar domnul Isărescu însuși este beneficiarul unei rente viajere. Da, mulțumesc tare mult pentru această analiză și pentru această intervenție astăzi, așa cum spuneam, în Comisia Finanțe Bănci din Parlamentul României. Vor avea loc și audierile.